Deci astăzi instanța de judecată a dispus amânarea pentru data de 15 februarie pentru a da posibilitate participantului proces să-și pregătească dezbaterile pentru ultima ședință. Și au fost citate unele probe prezentate de către domnul procuror, care au fost solicitate să fie emanate părții apărării. Instanța de judecată și procurorul cu vehilință ne-a respins acest demers. Prin urmare, vom putea lua cunoștință atunci când vor fi anexate la materialele cauze și apărătorii vor putea contesta încheierea instanței de judecată în instanța de apel, instanța de recurs. Наскільки серйозні аргументи, факти представлені в суді, ви можете сказати? Пробили презентати де către прокурор urmează să fie apreciate de către instanța de judecată. Participanții la proces au aceleași drepturi să-l prezinte. În opinia apărării, aceste probe sunt nerelevante, dat fiind faptul că ele nu prezintă acel temei juridic de reluare a procesului penal împotriva clientului nostru, Renato Usată. Deci, procurorul încearcă să prezinte instanța de judecată unele procese verbale din careva alte dosare penale privitor la tentativa de omor asupra clientului nostru deja Renato Usată, care nu au careva relevanță cu acele motive invocate de către procurorul general în ordonanța sa cu privire la reluarea урмарили пенал. Кстати, вот об этом уголовном деле, где Ренато Усатый является пострадавшей стороной. Ранее сам Ренато Усатый заявлял о том, что это уголовное дело закрыто. Не могли бы вы прокомментировать? Deci, cu adevărat, клиенту nostru Ренато Усатый есть parte вытамата în кадру unui dosar penal privind tentativa sa de umor. În această cauză penală, domnul Gorbunțov are deci statutul de învinuit. Cauza penală dată, am fost înștiințați de către, sau mai bine zis, clientul nostru, Renato Usată, a fost înștiințat, înscris de către procurorul Bratunov, precum această cauză penală, în luna, mi se pare că decembrie, 26 octombrie, a fost clasată, mai bine zis. Undeva în jur de 3 ani de zile, cauza penală, în care Renato Usată figurează ca parte vătămată, a fost suspendată, domnul Gorbunțov a fost anunțat în căutare, iar ulterior, când noi cu toții cunoaștem că dânsul se află în Anglia, fără careva probe, asta este părerea apărării, fără careva probe, a fost încetată, deci la demersul domnului Usată, cât și a apărătorilor săi, procurorul nu ne prezinte ordonanța cu privire la încetare și materialele cauzei. Astăzi chiar am depus încă o cerere pe numele Procurorului General ca să nu ne limiteze dreptul nostru la un proces echitabil, dar paralel cu acest demers am și înaintat o contestație pe numele Procurorului șef, ierarhie superior, ca această ordonanță emisă de către Procurorul Bacalâm cu privire la încetarea urmăririi penale să fie anulată. Deci, evident, după ce vom lua cunoștință cu toate materialele cauzei, vom putea da careva amănunte. Noi singuri suntem apărători, dar nu cunoaștem circunstanțele și motivele de drept care au servit pentru încetarea acestui proces penal.